Dragostea nu are vârstă, iar pe premisa asta a mers și un cuplu din Italia. Un tânăr în vârstă de 19 ani a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care are 76. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 56 de ani, însă acest lucru nu i-a afectat, iar drept dovadă stau imaginile surprinse pe rețelele de socializare. Un cuplu din Italia a făcut ravagii pe rețelele de socializare, asta după ce și-au exprimat dragostea, chiar dacă diferența este de 56 de ani. O femeie în vârstă de 76 de ani a fost cerută în căsătorie de iubitul ei de 19 ani. Clipul a fost luat cu asalt de internauți și a reușit să strângă în doar două zile 22 de milioane de vizualizări. Recent, Giuseppe, în vârstă de 19 ani, a luat cu asalt internetul după ce a dezvăluit că a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care are 76 de ani. Imaginile au devenit rapid virale, iar cei doi au reușit să strângă în doar două zile peste 22 de milioane de vizualizări. În clipul postat de cei doi putem observa că tânărul a îngenunchiat în fața iubitei lui atunci când a cerut-o de soție. În jurul lor erau baloane uriașe în formă de inimă, iar cei doi se sărutau cu pasiune, semn că dragostea nu are vârstă și împărtășesc o poveste frumoasă de dragoste. Din imaginile postate pe TikTok putem observa că tânărul în vârstă de 19 ani i-a oferit iubitei sale de 76 de ani mai multe cadouri spectaculoase, în valoare de 1000 de euro. Internauții au fost cei care au transmis și câteva mesaje răutăcioase cu privire la relația celor doi. Postarea a strâns 1,6 milioane de aprecieri în doar două zile, relatează spynews.ro.